cunoscut jurnalist, atac furibund la adresa PSD, după propunerea lui Băsescu privind alegerile, până atunci oricum România e a lui Liviu Dragnea. Radu Banciu a comentat în ediția de luni seara a emisiunii Lumea lui Banciu, de la postul B1 TV, despre inițiativa PMP ca alegerile pentru funcțiile de primar să se desfoare în două tururi de scrutin. Traian Băsescu, el în mare formă, susține că alegerea primarilor într-un singur tur nu va face decât să menin hegemonia PSD. Tocmai de aceea, el cere revenirea la două tururi de scrutin, pentru că el susține că actualul sistem ar afecta grav democrația românească. Liderul PMP a precizat că un partid mare, cum este PSD, îi garantează prin actuala lege postamentul prin care va obține apoi rezultate mari la alegeri. A dat exemplul municipiului Craiova, unde primarul a fost ales cu 7,7 din lista de alegători. PMP consider că în acest moment primarii au devenit nereprezentativi pentru electorat, iar modul de desfurare al scrutinului nu încurajează prezența la vot. Băsescu vrea să strâng 1 milion de semnături pentru a pune presiune pe toată lumea pentru a modifica acest lucru. Să fie ales primar cu 7,7 într-un oraș de dimensiunea Craiovei e ridicol. E adevărat, luat din această perspectivă, situația necesită o modificare. Dacă vrei să îndepărtezi această hegemonie, caracatia PSD-ist, ce se vorbește deja de planul lui Dragnea până în 2040. Până atunci oricum România e a lui Liviu Dragnea. Noi ne gândim dacă după 2040 se va mai schimba ceva în societatea românească. Ne vor fi peresit mulți dintre cei născuți pe vremea lui Stalin, poate după 2045 se va schimba ceva. Această hidră PSD-ist poluează România peste tot în Europa, a afirmat Radu Banciu.